lesbiană. Păi atunci nu să-ți mai zic nimeni. I-a spus eu și Ligii, nu mai jignit pe Ela. Nu te-a zis, taci mă fată, ce urât vorbești. Ce-a făcut în față la oglindă când i-a spus? Mai că ea lăsați că tu oricum zic ce vreau, nu-mi pasă, nu mă interesează. Ce nervi sunt și ce stare sunt. Și de modul în care ți-o spus-o, ți-o spus într-un mod urât. Dar eu n-am zis că nu am felicitat. Eu am spus pe amândouă fetelor, nu mă ți-a spus. Și ție l-am uitat la tine. Și ție ți-a spus și la de aia. Bă, fetelor, nu mai vorbiți așa că nu-i frumos. V-am zis la amândouă. Când când vorbeați cu Dumnezeu, dă ție la poziție. La amândouă m-am spus. L-am spus doar la de aia. Berna, lasă-le să înțeleagă. Hai să spun de ce am vrut să-ți aduc aminte. Pentru că ieri ați început și ați vorbit foarte, foarte urât cu Ligi. Și tu și Filip. Bine, mai mult Filip. Eu n-am vorbit urât ieri. Ba da. Nu, alaltă ieri. Alaltă ieri. Nu, nici alaltă ieri n-am vorbit urât. Filip n-am mai vorbit urât. Ieri, da. Ieri. Filip, da, a vorbit foarte urât. Da, că și-a dat filmul. Și noi, când am mers în drum spre mașină, Ligii o început, o plâns din cauza asta, pentru că s-a săturat de situația dintre ea și Filip. Și noi, și eu m-am săturat. Dar tu nu plângi, tu nu ai frică de nimeni, tu faci ce vrei și zici ce vrei. Na, eu când îmi văd pretina situația... M-am săturat de nedreptate, o simt o nedreptate. Ea e singură, tu l-ai plâns. Stai, stai să le explic de ce. Eu am avut în minte treaba asta și oarecum normal mă afectează dacă ea plânge pentru că voi săriți amândoi pe ea. Pentru că e o nedreptate și atunci a spus că și tu ai făcut la fel. Te-am adus și ți-a aminte, dar asta nu înseamnă eu știu că, așa cum că eu m-am certat cu tine. E o diferență foarte mare. Dacă ai conștientizat, Berna, de ce râdeai când el mințea că eu nu am sprâncene? Când bine vedeți toate, că eu vine machiată. De ce minți? Nu, tu râdeai, Berna. Tu râdeai ieri. Păi dar tu, alaltă, ieri, pardon. Eu n-am treabă, adică, bă, frate, n-am voie place, să râd, n-am voie cum dar nu, dar tu când râzi... Dar știi ce e mai grea? Cum o sta cu tine fără sprâncene? Dacă n-ai voie să râzi. Cum o sta cu tine că ești atât de urâtă, eu nu-l corect, înțeleg. Corect, nici eu nu-l pot înțelege. Nu înțeleg, bă, frate, cu un om atât dacă de urât. Dacă sunt o hidoșenie, de ce m-a băgat în seamă? Tot ce felurile o face. Păi de ce o sta cu ea? De ce umbla după ea? De ce i-a dus flori? De ce te-a avut în fața lui și a preferat-o tot pe ea? Asta mi-e, asta îmi pun mii de întrebări. De ce? Ce să cumpăr tu cu ea? N-ai voie ca de nimeni, plăzi chestia aia, te-a să reacționezi așa? Te-a să nu, dar chiar pe tine. Nu, acum fără glumă. Te-a să reacționezi așa pe lui? Te-a să vorbești așa? Nu trebuie să reacționezi, și spus că nu trebuie să reacționezi așa. Dar tu dacă stă unul și ți aruncă mereu pastilele de genul, ce vrei să faci? Ce pastile? Da, că aici în gală când a zis Bernalu Ligi că are corset frumos. Ești o falsă, o să o Filip, dar nu spune treburi de femei, m-am băgat eu în treburi de femei, da. Când se ceartă Berna cu Ligi, mă bag eu când vezi că se trece la o limită, atunci dacă îi bine oprește-te. Eu nu-i zic, dar tu trebuie să intervii tu. Nu, stai un pic, stai. Nu, dacă te-ai așa, dacă... Stai să fac o paranteză. Bine, zice că o bate, că faci o jinete, că zice, bine, gata, oprește-te. Dacă ți-ai ridicat pirui și venea și eu stăteam așa, atunci puteai să zici, dar faptul că se ceartă două femei... Trebuie să-i zici, gata, oprește-te. Frate, vreau să vorbească. Când se la trezor trebuie să vorbească. Păi da, pe tine te-am oprit când tu ai vrut să o înjuri pe Ligi o oră. Da, eu dar lasă că sunt alte pretenții, sunt alte categorii de oameni. Dar tu ai pretenția să eu să-mi țin iubita când iubita ta îi spune altceva? Pe păi ce a zis iubita? Dacă păi a deranjat-o asta... Păi știu că orice lipsă pe noi o deranjează pe ea. Ce vrei să-ți faci acum? Când e vorba, când a zis acolo de vortaie și o jignea și a zis, gata mă iubire, oprește, era greu, să zici gata, iubire, oprește, ce era așa de greu? Dar eu când ți-am spus ție că ea bate câmpii și vorbește prostie acum 2-3 săptămâni și tu o lăsai să vorbească, lasă că zic eu afară, lasă că nu e așa. Tu ai zis aici să tacă? Cu ce? Cu subiectul ăla, cu ce a spus Berna, că a vrut să te voteze pe tine, să-ți facă ție manevră și tu ce ești. Bă, da, tu să tacă. Și eu am explicat, ce ai zis lumea atunci. Nu ai explicat nimic, Filip. Dar nu cumpăra situația. Și a doua zi spunea aceeași chestie. Păi nu, asta spun tu, spune chestii, zic, stai, ai zis. Nu cumpăra situația, e comparație mare între a amenința, a înjura și a zice niște cuvinte s-a întâmplat. Că ai zis de 4 ori într-o zi să tacă din gură, să te lase în pace pe tine și pe Berna, înțelegi? Și seara Berna ne-a făcut scârboși și plictisitori și nu știu cum. De atunci am zis, eu nu mai mă bag. Poți să zici lui Berna ce vrei tu, când vrei tu. Ce motiv avea să te depare de că ai zis că nu mai te bagi în subiecte? Asta era motiv să le sparte de tine? Păi ne-am despărțit că am să ne certăm foarte tare, că i-am spus într-o zi de 4 ori să tacă din gură și de 2 ori în situația cu voi. Dacă nu era subiectul legat de așa... Păi dar ce vrei să mă despart eu de ea? Dar tu nu te le cerți. Ca să fie ție bine să zică Berna ce vrea... Ei, nu, n-are frate. Legătura nu, asta, frate. Nu, eu spun altceva. Lasă-le pe ele să vorbească ce vor, când vor. Nu te mai băga tu ca băiat, că e singurul care se bagă în discuții de fete. Ba, dar e singurul. Lasă-le pe ele să certe. Da, frate. Că Livian, când se înjura Pirui cu Bianca, Livian nu se băga.
își vedea, da, de treabă. Era fată cu fată, nu erau trei fete pe una. Lasă, păi era doamna de pirui cu Berna. Nu erau trei fete, nu mai ai dat-o trei fete. Da, dar dacă te trece o linie, că se bagă mai mulți, se bagă. Are nevoie de pirui să-i ține cineva ei trena ca să se bagă. Nu, dar se bagă, se bagă prietenele. Păi spune eu lor, să tacă. Și-a avut în față, de ce nu a renunțat prima secundă să fie cu tine? Te uitai și mureai. Nu, el mi-a spus că el vrea, deci sincer nu e adevărat. Sincer mi-a spus Filip că el vrea să-mi dea mesaje de când am venit în casă. Doar că, nu, stai să spun, doar că el a văzut că eu cum am făcut și cum vorbeam și tot în ciudă făceam și el știa că o să vin. Nu, el mi-a spus clar și puteți să-l întrebați. El a spus clar. Am simțit să-ți dau un mesaj, simțeam să vorbesc cu tine, simțeam, dar mi-era frică pentru că tu veneai în emisiune și spuneai. Pentru că noi ne-am încertat înainte cu o săptămână, două, ne-am certat grav eu cu Filip și nu mai aveam încredere în mine. Grav? Deci... N-aș zice grav. Deci ne-am certat, nu știți voi, în fine... Dar nu contează, dacă eu vreau să dar fiu cu un om! Asta spun. Păi ies cu el, nu știu să-mi facă dar ceva. Dar întrebați-l pe el! Că dar nu are rol, de ce să-l întrebăm pe el? Dar de ce să nu răspundă? De ce m-am îngâiat când era cu el, m-am îngâiat pe spate? Dar de ce era cu ea? Ce problemă că e cu tine acum? De ce o fost cu ea? De ce o fost cu ea? Nu trebuia, Bianca, că nu eram în socializare. Nu avea de ce să se gândească la lume. Cum să nu te gândești? Ba, n-ai de ce să te gândești. Iubit două săptămâni. Eu nu m-am gândit. Oricine ar trebui să gândească înainte. Nu știu că vine în casă și mi-a zis să-i scrie. De plăcut nu pot să zic, frate, că nu-a plăcut. Păi dacă așa urmă, zici că a plăcut. Dar nu pot, eu nu pot să zic așa ceva că nu-a plăcut. I-am spus și lui, păi, bă. Tu știi că el ți-e face de rușine, zic întreaba asta, că nu are așa. Dar de ce nu m-a plăcut și m-a plăcut? Hai, Berna, nu a vorbit cu tine, despre tine cum a vorbit cu mine. Hai să vedem realitatea. Eu nu caut să mă victimizez sau să-mi mă, dai dreptate. Mă, de mine mi-a spus că nu m-a plăcut. Să-mi dai tu, mai ales când îmi dai tu mea dreptate. Și știi ce-o zic, sunt aici în casă. Măi, una e să-ți spun, să fie discuția între noi, una e să fie discuția pe hol, unde nu ne vede nimeni, ne auzim doar noi, sau una e să fim aici în fața milioanelor de oameni, crede-mă. Credem, Ligi, eu știu, nu, dar eu m-am la prima mea lună, cum am fost eu atacată de voi, doi, cu vorbeați, orice, eu eram, stăteam aici pe canapea și tu spuneai, îmi spuneai mie, dar la fata asta, ce să-i mai face să scrie pe pereți, că nu vrea Filip? Și nu știu, când dădeai, eu te lăsam în pace și tu îmi dădeai una într-una chestii de astea, adică eu n-aveam treabă, înțelegi? Ați spus eu în emisiunea azi, v-am vorbit doar la mișto, vă vorbesc doar la mișto. A zis-o ieri. Dar ce vrei acum să... Continuă contextul. Nu, era doamna Manta și a spus. Nu, frate, asta e referat la ce am zis-o, dacă dă cineva și am vorbit la mișto. Eu mă prosteam pe acolo, de aia n-am văzut. Mă jucam acolo. Te-am zis contextul în care a fost. O să zic că contextul, băi, Filiu, nu eram aici. Atenția. Să te liniștit. Păi după aia când mi-a tras, n-am mai ascultat nimic, că m-am făcut. Nu mai băga în seamă pe Berna, că-ți vorbește la mișto. Îi zic în fiecare zi, m-am dat la mișto. Nimeni să nu vorbească cu ea. Eu zic, nu vorbi cu Berna, că-ți vorbește la mișto. Nu vorbi. Tu te-ai uitat la episodul când, după ce ați făcut voi pedeapsa? Ne-am jucat toți acolo jos, când am dat... Nu m-am uitat acolo. Ce-ați ok, te rog frumos să te uiți și să vezi ce am zis eu. Nu m-am uitat. Păi uită-te. Se confirmă multe chestii. Se vede că-i place de ea, cred. Nu. Dar de ce duci acum să ai nervat în altă direcție? Era vorba despre altceva. De ce te jignește dacă te-a plăcut? Bun. Asta nu știu, el trebuie să răspundă. Ok. No, mie nu-mi place că și mințiți aici. Și eu de aia am ținut să-i amintesc ei și tu, voi ați făcut-o praf. Ați făcut-o, ai jignit-o. Și pe mine m-a făcut și ea praf și prima mea lună și cu el. Au fost mai multe chestii, nu mă interesează, înțelegi? Și îți mai spun ceva, fetele se ceartă, se împacă de trei ori într-o zi. Oho. Tu dacă te ceri cu mine, nu încertați rău în toată viața, asta ca să știi. Eu știu. Nu e o amenințare, dar spun. Eu așa sunt, ca să știți. Așa sunt și eu. Dacă tu mă vezi că eu am o discuție cu ceva și nervos, tu nu ai întrebat, Andreea, ești dușmănoas, tu ai afirmat. A spus, o de diferență ce? Mare. Andreea, și tu, nu așa mi-ești tu, Andreea, dar și tu ești dușmănoasă. Da, dă-mi un exemplu. Dușmănie, așa ți-a zis. Eu ok, ești dușmănoasă. Dă-mi un exemplu cu ce? Cu tot. Față de mine. Ieri, de și eu pot să spun cu tot. Cu mine, cum te comporți? Cu tine, cum mă comport? Da. Foarte bine mă comport. Păi vezi, asta spun. Păi, la câte mi-ai spus, foarte bine. Păi, și eu ție ți-am spus, o recunosc. Bine. La câte i-am spus și mi-a zis, n-am fost dușmănoasă. Am vorbit cu ea. După părerea mea, așa mi s-a părut că de ești. Ce crezi tu? Ți-am așa cred eu, asta e părerea mea. Păi, dar eu nu înțeleg. Ești o fraieră, dar nu știu de ce să spun că ești fraieră. Dacă tu ai te ceri cu mine, că ele se ceartă și seara tine, se pupă și merg în aceeași mașină... Nu te-am zis nimic, te-am rugat decât să oprești la când vorbești așa, că gata, oprește-te. Nu m-am mai să oprești, că ai zis de prea multe ori, nu mai vreau să mă cer cu ea, să fie asta e vina mea că nu te-a spus are 31 tine. De ani, gândește să spună și să răspundă pentru ce zice. Că mai dat asta faci, exemplu. Asta faci. Cu Bianca am făcut tot toate felurile și mi-am certat, dar cât a avut dreptate, i-am dat. Și puteam să mă uit pe cer. Tu ce faci, mai nu urât la mine.
Deci cum ar veni? Eu mă uit cum ar veni, doamne, dacă mă vezi, mă iubiți, mă, așa mi se pare mie, nu știu. Păi dacă nu sunteți compatibili, nu poți să forțezi un om să fie compatibil cu tine. Nu știu că la început eu mă înțelegeam chiar bine, adică mereu. Nu știu, că eu nu simt că mă uit urât la tine. Nu știu, dar eu mereu la început, da, am fost compatibilă cu ea, sincer. Și ați și spus că la început îmi era dragă, dacă vă aduceți aminte. Dar în fine. Dar de ce crezi tu că am, pe cine am despărțit eu în casa asta? Ce? În ce cuplu m-am băgat eu, Berna? Nu știu, în toate. În toate? Da. Ceva, am despărțit pe careva? Adică mă refer că te bagi în cupluri. Și cu mine și cu Fili când era cearta, în afară băgata, de Iuria. La cine m-am băgat? Ei, te-ai mai băgat. La cine? Nu mai zic. La ei. Probabil dacă tu îți dai cu părerea într-un subiect, ea consideră că te bagi între cupluri. Nu, eu nu. Eu i-am spus, dar i-am spus spre binele lui. Și ai văzut că te-ai dus pe calea cea bună. Și acum cu chestii, cu mesaje, că nu știu ce ai vrut tu să arăți aici, dacă chiar erai așa, puteți să zici la Maru, să zici în spate la Filip, adică a fost, bă, dacă măcar era ceva adevărat, concret, să zici că, bă, am făcut, dar nu. Eu nu te-am, n-am zis, ți-am pus ai zis că, bă, da, că nu știu ce, adică niște chestii care... I-a zis, nu am spus că este ea, exact așa. Am zis, nu știu dacă ea, probabil... Și m-ar putea să-i arată la Filip, adică în afară, că nu mă interesat. De ce să nu faci totul? Da, ca să nu creze discuții. Filip, la Filip, mi-am amintit că nu a stat chitită, bă, stai să-i spun la Filip cam ceva sau... Tu dacă primești mesajele la oricare din mesajele. Da, nu, am eu ridicat tot la file și ați mai zis. Eu nu zic, să le știi că și-am da, de mai multe. Oricum, Marius, eu am vorbit cu Marius. Bă, poate nu e adevărat, dar hai să vedem ce spune. Cât i-a zis Bianca, nu Bianca, e numai asta știe. Pirui? Da. Erau foarte bine oamenii, în relație bună. Acum, în decembrie erau foarte bine, nu? O zis că e fake, Marius, și eu, că nu-l plac. Și ce trebuie să fac? Să-i dau un cap? Părerea ei! M-am enervat, am zis nu eu așa, o zis toată casa, Manuela, ea, o prică, mi-a spus că nu, eu mie nu-mi place, de mare că-l folosesc. Și invers, că mare să folosesc și mie. Și ce trebuie să fac? M-ai despărțit el? Tu te desparți, Filip, dacă îi spun ceva? Da, nu mă interesează. Trebuie să fie ceva concret. Nu mă interesează părerea nimănui că suntem falși, că nu ne iubim, că ne iubim, că... Dar n-am zis că ești falsă cu el. Nu, dar mă refer, dacă aș fi în locul tău, nu mă interesează. Dar casa asta, Berna! Dacă eu știu că nu e adevărat, nu mă interesează, nu mă interesează. De-aia simți mai zidând cu părerea, ai înțeles? Păi și eu asta fac, îmi dau cu părerea în orice și nu-i bine. Asta fac și alții. Nu-i bine? Și viziunea ta tot nu e bine. Ce vrei, de ce mi-ai spus? Tu ești o fals, cum mi-ai spus acolo? Ok, mulțumesc frumos. De ce n-ai mai zis nimic, ai început să râzi? De ce te măscărești? De ce nu poți să... Dar nu m-am măscărit, eu când auzeam cum... Nu, Piruita, ai avut o reacție urâtă. Dacă tu știi să-mi răspunzi, îți răspundeam exact cum ți-am zis acolo, acum, că tu cum ar veni tu îți urâi la mine, că te ferești de mine și nu știu de ce, că eu nu ți-am făcut nici măcar proastă, handicapat, nu te-a făcut nici într-un fel, înțelegi? Ce? Adică... Ai fost prietenă cu mine și mă ascund prin băi să vorbesc cu cine? Nu, dar... Încerc să mă evit și chestii de-astea care nu și-au rostul aici în casa asta, adică nu, până la urmă, asta zic că eu nu țin dușmănie. Îți spuneam asta atunci, dar tu când m-ai luat așa, erai nervoasă și m-ai luat așa că, dacă, da, ce vrei, Berna, cum ar veni, că bă, stai un pic și normal că am râs și am aplanat situația. Vrei, asta am spus eu, ce vrei, Berna, ce vrei tu, spune-mi ce vrei. Nu e ca jeală, Miru e nebună. Singală că în Piru a arcat o pasilă de aia care nu avea subiectul, nu era subiect. Uite, exemplu. Da, dar eu nu spun că Pirui e sfântă și că Pirui n-are nimic cu Berna. Fii atent, ascultă-mă cum te zic. Tu spui că Berna n-are nimic? Dar are! Fii atent. Era în gală, era subiectul ăla cu familia, cu asta era eu, Berna. Bă, jur că Berna. Nu sunt niciun subiect din gală. Nu, de ce tu ești atent atât la discuțiile de fete? Pe cuvântul dacă ești... Nu, că eram acolo. Nu știu, cum te nimerești că ești în toate. Atent. Și eram eu, Berna și Ligia, am avut un conflict. Și am să lămuresc o situație cu familia cu asta, nimeni s-a terat material și a început Pirui să zi arunce o pasele despre Berna. Și am stat, și termin toată chestia, să lămuresc o situație. Și a zis că lui doamna Andreea să o întrebe pe Berna, și ce zic, adică aveam un subiect acolo, noi trei, și Pirui a aruncat tot ceva despre... Așa, și am spus eu că Pirui nu aruncă pasile. Nu, tu spui că Berna nu e sfântă, nu face nimic, toată lumea are ceva cu ea. Vreau să spun că și Berna face în egală măsură, Filip. Că Berna n-ajunge să amenințe. Berna nu începe. Nici eu nu ameninț, tu ameninți. De ce ameninți și eu nu? Că suntem caracteri diferite. Tu ameninți. Am înțeles cu te referi tu, dar Berna n-aruncă, Birui aruncă de fiecare dată. Ai înțeles? Care e diferența? Că aruncă mereu chestia asta, așa că vorbește Berna... La, nu știu, că crede-mă că ea n-aruncă pasile, de exemplu, ca să înțelege, te-am acolo, pe canapea. Hai, cum, Filip, eu am 30 de ani, nu... Nu, ascultă-mi, frate, te-am așa cu Berna, vorbeam noi între noi. Dar vrăjeala, eu nu halesc, n-are cum să mă păcălească pe mine, Berna. Știu, eu zic de mine ce am văzut eu și ce... Ce ai văzut tu, eu văd altceva. Ok, uite, de exemplu, eram acolo pe canapea. Hai cum să mă convinc. Eram acolo pe canapea, vorbeam cu Berna la ureche, ce se întâmplă.
Piru era un Gabi, repede asta a ascultat, ați auzit ce a zis Berna? Păi stai și vorbesc ceva cu iubita mea, gen ce, și vorbesc cu ea și într-o dată, tipă, ați auzit ce a zis Berna? Păi ce treabă avea? Cum se vorbească la ureche să audă Piru? Nu, absolutam, vorbeam așa, da. Auzit? Nu e că a ascultat, da, nu e că a ascultat, s-a auzit. Ce stă să... Berna, cum stătea ieri la masă cu tine? Diana era la 30 de metri și a aruncat o pasilă. În condiție care a zis că vorbea cu tine, nu era atent la subiect, dar a ținut să spună ceva. Păi ori ai auzit subiectul, nu l-ai auzit. A zis chestia aia după ce a zis Diana. A zis nu. Diana s-a certat cu ela. Și am chemat-o pe ăla să termine toată situația. Am chemat-o, ea vin cu ăla la masă, gata, închide subiectul. Și apoi s-a zis, dar ce te... A zis și Bernard, de vină cu ăla, asta, așa. Și a zis, dar ce te bași? A zis, Diana, dar ce te bași? Tu erai aici. Televizorul e acolo, vorbea cu tine, nu știu ce, s-a întors și a spus-o... Eu unde eram? Nu pe-am chemat-o, nu a aruncat-o pastilă. I-a zis, gata, lasă-i pasă, a zis ceva genul ăsta așa, și a zis, Diana, ce te bai tu, ce ți-ți place, de genul, nu știu ce. Și apoi a zis, pe zi, mă, poate ești tu de Fernando. Eu am urmărit pe afară. Și eram lângă ea. Nu a fost așa. Eu așa zic că a fost, că am fost lângă ea. Nu, că atunci eram și eu în discuție și i-am spus, Bena, pe cum nu... I-am spus, Bena, pe cum l-ai auzit dacă tu erai atent la ea, dacă erau departe. Fix așa am zis. S-a întors cu tine, exact. S-a întors către televizor, a spus o pastilă și s-a făcut că vorbește. Ce pastilă a zis? Ce a zis? Nu mai știu ce a zis. Hai, că i-am fost lângă ea, știu ce a zis. Ce a zis? Trimite toate gogoșile. Nu mai știu ce. Ce le scoate, dar dacă te-ai schimbat subiect tu. Ți-am zis faza aia de mai devreme. Nimic, că să ne mai băgăm în faza fetelor. Hai, că vorbeam eu cu Berna, înțelegi? Și la distanța și vorbeam cu ea ceva. Și imediat a zis, Piru, ce vorbeam eu cu... Dar băi, acum că am și văzut la televizor, când Berna vorbea de noi în grădină... Ce vorbea? Ce vorbea? Ceva? Că Piru-i că voturi, că bani, că falsă, că... No, cred că vorbea aici, ți-am eu să vorbească, zicea lui Berna... O să vezi, ai zis să tacă când m-am ridicat eu, taci că... A, zic că nu te vedeam acolo sau ceva. O fac să mă duc să iau un video, să ți-l arăt. Ar fost să-l arăt. Te rog! Arată-mi.